Să știm dacă sunteți pregătit pentru iarna ce urmează. Da, pentru iarna au început încă din vara acestui an, prin întocmirea proiectului de intervenție pe timp de înzăpezire. Există un comandament la nivelul municipiului coordonat de mine, există un contract de concesionare a acestui serviciu către societatea care asigură și salubrizarea orașului. S-au pregătit încă din toamnă materialele antiderapante, utilajele și instruirea personalului. La Megidie, traficul se desfășoară în condiții relativ bune, însă prima zăpadă creează mereu probleme, mai ales atunci când vine pe neașteptate. Intervenția a fost destul de modestă în raport cu așteptările cetățenilor și așteptările participanților la trafic și sper că în continuare lucrurile se desfășoară de manieră mult mai bună, mult mai promptă. Se va acționa pe rampe și pante cu clorură de calciu și se va acționa pe cealaltă drumuri cu material antiderapant, nisip și sare, mai ales pe timpul nopții, astfel cât la prima oră traficul rutier să nu sufere. Județul Constanța a intrat miercuri seară sub atenționare cod portocaliu de viscol și ninsori.